Edi, un test dificil, așa se vede din afară. Tu cum îl vezi acest meci? Bună ziua! Da, ne așteaptă un meci foarte dificil la o echipă foarte bună, în care an de an s-au bătut acolo sus, dar mergem cu gândul să scoatem ceva, să ne întoarcem cu ceva din această deplasare, pentru că se poate. Deci nu ar fi o surpriză un rezultat pozitiv atunci Botoșani, Albania? Nu, pentru noi n-ar fi o surpriză, poate pentru alții ar fi, dar noi știm cine suntem, știm cum ne-am antrenat și nu, n-ar fi o surpriză. Mister evidenția calitatea lor în atac, însă probabil că au și slăbiciunile lor. Veți încerca să profitați de ele? Cu siguranță asta încercăm, să căutăm slăbiciunile lor și sper să acționăm acolo. Ai fost acolo într-o mini-vacanță? Ai de luat o revanșă sau...? Nu. Nu. Eu intru doar cu gândul să-mi ajut echipa și nu mă gândesc că să-mi iau revanșa de la ei sau cine știe ce. Cum ai caracteriza evoluțiile tale? De la meci la meci tot mai bune. Așa se vede din afară. Da. Eu cred că îmi fac treaba bine. Asta pot să spună mister. Dar la fiecare meci intru foarte motivat și mă gândesc doar să-mi ajut echipa, nu neapărat să-mi scriu. Te îngrijorează situația în clasament sau nu poate fi vorba de așa ceva, având în vedere că e foarte strânsă? Nu ne îngrijorează. Noi știți de fapt cum este clasamentul, este foarte strâns, cu o victorie poți ajunge foarte sus.